partea autorității locale, nu a existat nicio problemă în ceea ce privește avizarea acestui eveniment, respectiv a rutei stabilite, care de data asta va fi o nouă rută, având în vedere că de anul trecut a fost implementat proiectul primăriei municipiului Cluj-Napoca pentru stabilirea unei rute, respectiv unei părți din carosabie destinate transportului public. Astfel, în anul 2018, noua rută va fi începând de la Teologie, prin Piața Avram Iancu, Bulevardul Eroilor, Piața Unirii, strada Universității și strada Avram Iancu, astfel, deci, în ceea ce privește cea de-a doua parte, ruta este cea obișnuită. Eu salut ideea organizatorilor de a veni cu o nouă propunere în ceea ce privește ruta propusă, pentru că eu apreciez că pe această rută vom putea asigura atât siguranța celor care participă la marș, cât și posibilitatea de a asigura o comoditate participanților în trafic cu ocazia acestor evenimente, pentru că eu apreciez că în asemenea condiții nici măcar circulația auto nu va fi perturbată foarte mult. Astfel încât eu cred că această nouă propunere este una binevenită. Dacă îmi permiteți, în cea de-a doua parte a conferinței de presă, voi încerca să vă țin la curent cu toate cele întâmplate la nivelul autorității locale despre noile proiecte, atât sociale, cât și în ceea ce privește restaurarea monumentelor istorice din centrul municipiului Cluj-Napoca. Dar